Să română, bună ziua și vreau să vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre la o conferință de presă a Partidului Național Liberal, aici la sediul Organizației Municipale Roman. Două lucruri vreau să le punctez. Îi spun bun venit și domnului președinte, Mugur Cosmanciuc. Astăzi, la ora 17, vom avea lansarea candidaților la Consiliul Județean, la Consiliul Local și la Primăria Municipiului Roman, la care vă invit cu toată deschiderea și cu toată prietenia. Iar un al doilea subiect este legat de ceea ce se va întâmpla în conferința astăzi de presă. Eu vreau să vă spun un lucru, că pentru Roman, cel puțin, și pentru colaborarea cu Romanul și cu mine în calitate de primar, am avut mână bună la a susține președinți de consilii județene care să aibă atenția orientată către municipiul Roman. Și dacă vorbesc în 2008-2012 de domnul profesor Vasile Proteanu, cu care mă bucur că ne-am regăsit acum în echipa liberală, am făcut lucruri frumoase și lucruri importante aici la Roman, mergând inclusiv de la achiziția unui corp de clădire pentru Muzeul de Istorie Casa Falcoianu, care era revendicată și era o sumă destul de importantă de 10 miliarde de lei pe care Consiliul Județean a avut disponibilitatea să o aloce. De asemenea, debutul arterei ocolitoare Roman-Est, pe care astăzi, înainte de a veni aici, am inaugurat-o. O arteră importantă care asigură scoaterea traficului greu din municipiul Roman, inclusiv transferul gunoiului din comunele din jur, care altfel ar fi trebuit să tranziteze orașul. Circa 6,5 km de drum greu, pe care deja de azi noapte traficul greu a început și deja mare parte din străzile din municipiu sunt de astăzi protejate de traficul greu. Vorbesc despre Muzeul de Istorie, de Științe ale Naturii din Parcul Municipal și de începutul lucrărilor la Biblioteca Municipală de Roman, câteva proiecte pe care le-am început cu președintele de atunci. De asemenea, 2012, până nu de mult, domnul președinte Culiță Tărâță, cu care de asemenea am avut o relație foarte bună, am putut colabora foarte bine, a asigurat continuarea lucrărilor în municipiul Roman, a asigurat fonduri pentru dezvoltarea Spitalului Municipal de Urgență, modernizare de secții, schimbarea lifturilor, anvelopare termică, lucrări la unități școlare. Deci eu pot să spun că am avut mână bună la susținerea președinților de consilii județene. De asemenea, vreau să vă spun că Romanul a contat enorm în matematica electorală din 2008 și 2012 pentru desemnarea președintelui de Consiliul Județean. Astăzi îl recomand cu toată deschiderea pe domnul Mugur Cosmanciuc pentru președinte al Consiliului Județean, pentru că ne cunoaștem de o perioadă destul de bună de timp în care să ne putem da seama ce fel de oameni suntem. Și cred că activitatea și colaborarea noastră trebuie să se bazeze cel puțin pe două componente, seriozitate și ținere de cuvânt. Aceste lucruri s-au întâmplat și s-au verificat în mai multe activități ale noastre. Mai mult decât atât, astăzi ne-am propus să semnăm împreună un pact de dezvoltare a municipiului Roman legat de susținerea Consiliului Județean. Am spus-o mereu, municipiul Roman este o localitate foarte importantă a județului Neamț, nu că celelalte n-ar fi. Fiecare localitate are importanța sa, dar ținând cont că în economia PIB-ului județean, municipiul Roman asigură 55%, eu cred că spune foarte mult despre economia acestui județ, despre ponderea municipiului Roman în acest județ. Drept pentru care, poate unii sau alții au considerat că de multe ori sunt prea insistent, sunt prea vehement pentru a susține Romanul la nivel județean, la nivel național, pentru a atrage fonduri. Aceste fonduri sunt o consecință naturală, dacă vreți, a importanței municipiului Roman și a necesității de dezvoltare. Dacă în acești ultimii ani s-au făcut lucruri importante, eu vreau ca acest drum să continue. De aceea am avut mai multe discuții
cu domnul deputat Mugur Cosmanciuc, președintele filialei Neamța PNL și viitorul președinte a Consiliului Județean Neamț, pentru ca lucrările de importanță majoră, lucrările strategice, toate investițiile din municipiul Roman să aibă sprijinul Consiliului Județean, să ne putem baza în viitor pe o analiză foarte corectă, foarte coerentă, dar mai ales pe predictibilitatea asigurării fondurilor, astfel încât viziunea Neamț 2020 să includă și programul nostru Roman 2020, un program care se dorește să continue dezvoltarea municipiului Roman, ba mai mult decât atât, să accelereze această dezvoltare. Așa încât astăzi suntem în situația în care putem deja să semnăm un pact pentru dezvoltarea municipiului Roman, care să cuprindă elemente mari, directoare, și care să surprindă din programul general Roman 2020 majoritatea punctelor de investiții în Neamț 2020, nu numai la nivel scriptic, ci și la nivel declarativ, la asumarea cuvântului și a unei răspunderi, dacă vreți, de față cu dumneavoastră. Este un act, dacă vreți, și interinstituțional, este și un act de gentleman agreement care trebuie să dea o încredere mai mare cetățenilor județului Neamț și aici, la Roma, vorbim cu predilecție romașcanilor mei. Am să rog pe domnul Mugur Cosmanciuc să detalieze, să își prezinte punctul domniei sale de vedere, ulterior urmând să concluzionăm. Vă rog, domnule președinte. Domnule primar și președinte al organizației PNL Roman, vă mulțumesc pentru introducere și pentru găzduire. Stimați prieteni, colegi din presă, la fel vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Domnul primar a făcut o introducere în care a subliniat, cred că, două elemente de bază al oricărei colaborări, indiferent că este de prietenie sau între două instituții. Seriozitatea și cuvântul. Aceste două elemente trebuie să definească, cred că, nu doar orice om de administrație, ci orice persoană care se dorește a fi om. Seriozitatea și cuvântul trebuie să-i fie, de fapt, cele două trăsături care să-l călăuzească în viață. Așa cum a spus puțin mai devreme și domnul primar, împreună am pornit pe un drum, cred că avem mai mult de un an de zile de când suntem pe acest drum. Dar sper că împreună să reușim ca acest drum să-l ducem spre dezvoltarea Marii Familii Romașcane și spre dezvoltarea județului Neamț. Astăzi sunt în fața dumneavoastră, într-o altă conferință de presă, de această dată, împreună cu domnul primar, pentru a parafa sau pentru a ne asuma, de fapt, nu atât instituțional, cât mai mult moral, și cum a spus și dumnealui, un gentleman agreement, de susținere reciprocă pentru dezvoltarea nu doar a Romanului de data aceasta, ci în întregi zone. Domnul primar a reușit aici în Roman și a realizat un model de dezvoltare urbană. Și mă refer aici la locurile de muncă create, la administrația transparentă și eficientă pe care o conduce, mă refer la sănătatea, care este, din punctul meu de vedere, la cele mai înalte cote pe care o poate oferi spitalul de aici, educația, care, al cărei reprezentant din Breaslă este oferită cu drag tuturor copiilor, cultura este promovată, infrastructura, v-a spus puțin mai devreme că este una din prioritățile dumnealui și este dezvoltată și acest lucru cred că trebuie exportat la nivelul întregului județ, cum am mai spus-o, și o repet, dar consider că trebuie exportat la nivelul întregii regiuni și la un anumit moment la nivel național. Astăzi, împreună cu domnul primar, vreau să lansăm Pactul pentru Dezvoltare a Marii Familii Romașcane. Și am spus-o și la Neamț, am spus la Piatra Neamț, am spus-o și aici, în alte ocazie. Acest pact, practic, vizează, de fapt, dezvoltarea infrastructurii, master planul de transport despre care am vorbit altă dată, va fi parte acestui pact, dar astăzi, mai mult decât atât, vreau să vorbim despre conceptul de mobilitate urbană. Concept pe care Romanul l-a dezvoltat și l-a aplicat fără ca să aibă foarte multe recomandări din partea Uniunii Europene sau din partea factorilor și vectorilor politici. Aici, ce a reușit domnul primar, trebuie să fie un exemplu și pentru comunitățile urbane din județul Neamț.
pentru că noi am spus-o și altă dată. Ne dorim o dezvoltare a județului pe un triunghi de dezvoltare. Roman, Piatra, Târgu Neamț. Și conceptul de dezvoltare urbană și mobilitate urbană pe care îl are Roman trebuie exportat la nivelul întregului județ. De aceea consider că ceea ce s-a făcut până acum aici trebuie preluat și mă refer în primul rând la seriozitate. Mă refer în al doilea rând la dăruirea cu care se preocupă în calitate de edil a orașului față de fiecare cetățean. Și nu în ultimul rând mă refer la performanță, pentru că domnul primar a reușit performanța să capaciteze fonduri atât din bugetul local, din bugetul guvernamental și din bugetul Uniunii Europene la maximum posibil. Și acest lucru trebuie făcut și la nivel de județ. Împreună cu domnul primar vom avea în vedere dezvoltarea fiecărei zone în mod egal, dar tot împreună vom încerca să vorbim despre o Moldovă care să se dezvolte și asta înseamnă să avem la un moment dat autostradă, să avem la un moment dat drumuri și infrastructură națională performantă la nivelul la care ne dorim, să reușim să avem drumurile județene la nivelul la care și-l dorește fiecare locuitor, fie că vorbim de locuitorii din Valea Ursului sau fie că vorbim de cei din zona Fărcașa, diferite zone ale județului, dar mai ales să avem forță de muncă calificată. De aceea, în conceptul pe care l-am lansat astăzi aici și pe care o să-l parafăm împreună, vom avea în vedere, practic, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea și susținerea sistemului de sănătate, dezvoltarea și susținerea sistemului educațional, pentru că nu putem avea locuri de muncă calificate dacă nu pregătim oamenii, degeaba vin investitori dacă nu pregătim oamenii înainte și mai ales construcția brandului Neamț 2020, așa cum a fost făcut în ultimii 25 de ani pe reperele și valorile consacrate. Spiritualitatea, nu trebuie să uităm lactura ecumenică, dărnicia și bogăția județului și mai ales cultura. În câteva cuvinte, cam acestea sunt lucrurile pe care le lansăm astăzi în Roman în cadrul acestei conferințe de presă, urmând ca programul Neamț 2020 să fie programul pe care cred că fiecare cetățean îl va dori, îl va susține și în momentul anului 2020 să putem vorbi despre dezvoltare și prosperitate, așa cum am anunțat și până acum. Vă mulțumesc și împreună vă stăm la dispoziție pentru întrebări, însă înainte de toate, dacă sunteți de acord, să semnăm și pactul de dezvoltare, așa cum îl avem aici în față. Să fie într-un ceas bun. Doamne ajută! Să fie pentru județul Neamț și pentru Roman. Și Marea Familie Romascane. Doamne ajută! Un concept pe care l-am învățat aici. Doamne ajută! Suntem la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. Cred că un partid se confundă cu un cuvânt din dicționarul limbii române. Este un cuvânt pe care îl utilizăm și pe care îi putem găsi și alte sinonime, dar cred că este cel mai bun cuvânt pentru a demonstra vreodată bună înțelegere, seriozitatea sau gentleman agreement în România. Dar nu există nicio legătură între ceea ce facem? Niciuna. Și niciuna. Nu, niciuna. Nu l-a făcut, că nu i-am făcut eu practic. L-a susținut, să spunem. Sunteți în concurență cu un nou coleg al dumneavoastră, cu un marcoș, despre care se spune așa, ca legeată urbană, că de câte ori se mută de la un matulat, se duce acolo unde se va fi câștigat de alegerilor. Nu pot să spun că s-a orientat bine și că îi urăm bun venit în familia noastră. Dânsul, de altfel, are sânge de dreapta, a avut o sincopă, o pauză așa
un respiro pe care și l-a luat, dar cu domnul deputat Vlad Marcoci întotdeauna am avut o relație bună, am colaborat foarte bine și din poziția funcțiilor pe care le-a deținut, de președinte a Consiliului Județean, prefect, șef de agenție națională, parlamentar, și mă bucur foarte mult, pentru că dincolo de o relație umană frumoasă, iată acum avem și o relație politică în cadrul aceleiași echipe. Păi, dacă se adună doi norocei, poate dau naștere la un noroc mai mare. În primul rând, e o întrebare foarte bună, foarte corectă și am răspuns. Vreau să vă spun că în calitate de primar de municipiu, așa cum se făceau înainte analizele și care nu se mai fac, de când la conducerea Consiliului Județean se află PSD-ul, parlamentarii, primarii de municipii, prefectul, președintele de Consiliul Județean, vicepreședintele de Consiliul Județean, erau întotdeauna la masă, se analiza, se decidea și se făceau anumite criterii. Aceste criterii din împărțirea fondurilor se supuneau în atenția primarilor, în sala mare a Consiliului Județean și se aprobau, se luau un mandat. Iar în acea perioadă nu a existat niciodată ca o comună sau o localitate să aibă la repartizare 0 lei. Era la un moment dat, și vreau să fiu corect cu dumneavoastră, și cei din presa locală mă cunosc mai bine și ei știu că nu spun lucrurile pe jumătate și de foarte multe ori, chiar dacă am mai născut anumite discuții și în propriul partid, eu am spus lucrurilor pe nume. Era o anumită, hai să zicem, cutumă, prin care la repartizarea fondurilor, cei de la putere repartizau localităților pe care le conduceau din punct de vedere administrativ, cu susținere politică, cam 60% din fonduri, iar ceilalți cam 40%. Ei, în ultima vreme nici această cutumă nu s-a mai respectat. Sunt localități multe și de multe ori care au luat zero la repartizare și eu cred că în fiecare localitate trăiesc susținători și a partidelor de dreapta și de stânga. Și atunci nu este corect, nu este firesc, pentru că acolo nu este un primar de o anumită culoare să condamne acea comunitate la subdezvoltare, la sărăcie. Ori noi susținem că fiecare localitate a județului trebuie să se dezvolte, că în primul rând cei doi poli de dezvoltare, Piatra Neamțu și Romanu, trebuie să fie susținuți ca centre care radiază dezvoltare. Eu vreau să vă spun, de exemplu, că prin atragerea investitorului strategic la Roman, investitorul american, cel mai mare producător de automotive din lume, TRV, Airbag Systems, care în momentul de față asigură peste 1600 de locuri de muncă, din acestea 1000 sunt din Roman, iar 600 sunt din comunele din jur. A apărut automat transportul, deci dezvoltarea unor firme, a apărut automat colaborarea acestui mare investitor cu peste 70-80 de firme din Roman, din județ și din Moldova, ceea ce înseamnă o dezvoltare pe orizontală, ceea ce înseamnă că Romanul radiază dezvoltare și către comunitățile din jur. Pe acest exemplu putem face ca și Târgu Neamțu și Bicazu și Roznovu să devină centre urbane care se dezvoltă și care nu rămân într-o stare latentă, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Eu îmi doresc foarte mult ca acest lucru să se întâmple și îmi doresc foarte mult ca, sigur, conducerea Consiliului Județean să fie echilibrată, să fie decentă și să fie implicată cu un interes major către toate comunitățile din județul Neamț și în mod implicit către toți cetățenii din aceste localități. Știu sau dacă nu știu măcar sper că dumneavoastră să nu aveți mania asta festivistă în campania unor politicieni, că niște cifre, dacă adunăm noi, vedem că am și de expozie demografică și am aflat de ea. Dacă nu ne spuneți un sondaj pe care știți dumneavoastră și mai mult, v-aș ruga să ne spuneți în ce măsură vă gândeați bătălia de cele două forțe, PNL și PSD, va fi arbitrată sau contează bătălia asta
procedurile pe care le vor lua, nu e mai mici, adică alte, PMP, PRU, poate un EPR. Un EPR-ul deja e cuplat la remorca PSD-ului, deci nu mai intră în ecuație ca o necunoscută din punct de vedere procentual, identificată separat. Ați zis bine, nu am plăceri, dorințe de a arunca foarte des cifre. Și atunci când le am, le țin și atunci, sub control. Însă vă pot spune așa, și cu bună credință și fără să pară un exercițiu de trufie. În momentul de față, doar doi actori politici vor fi în Consiliul Județean. Competiția este între ei și este strânsă. Vă pot spune că detașat pe zona urbană este unul din ei, nu detașat, dar în față, în zona rurală, este celălalt. Însă este un val și o emoție pe care o simțiți mai mulți oameni și de aici, spre a veni spre cel din zona urbană. Și nu neapărat pentru că cei din zona sau actorul politic din zona urbană care este detașat este cel care a reușit și a făcut în ultimul an foarte multe lucruri. Dar a reușit un lucru care l-a spus domnul primar aici, care l-a spus domnul primar la Piatra Neamț, a reușit să ofere seriozitate și să-și respecte cuvântul. Iar actorul din zona urbană are foarte buni reprezentanți, gospodari, cu care mă mândresc, sunt bucuros că i-am alături, sunt mulțumit că mă vor alături, sunt bucuros că mă vor alături și mă refer la domnul Leoreanu, la domnul Chitic și va fi și un alt actor tot în zona urbană, domnul Humulescu. Și actorul principal va fi PNL. Mulțumesc. Iar off the record. Multe din cifrele vehiculate undeva au o substanță. Și știu și de la București și de la Neamț, dacă vreți. Și știți și dumneavoastră la ce mă refer. Dacă mai sunt alte întrebări. Dacă nu mai are nicio întrebare, tot de dumneavoastră vă necăjiți. Vă rog, nu mă necăjiți. În ciuda mesajului central care a susținut până aproape în ultima clipă ideea că liberalii vor măcar acum în cealaltă va vota legea alegeri în două tururi, au fost totuși cazuri punctuale, probabil cei favorizați de actuala lege sau cei de lângă ei, care au spus ce bine e că rămâne un singur tur. Nu așa ca primar, nu știu cât aveți, 70, 30, 50%. Și ca profesor, cum vedeți exercițiul ăsta de democrație, un tur versus două tururi? Niciun tur nu-i perfect. Nicio modalitate nu-i perfectă. Dar pe principiul unei mai bune reprezentări, alegerile în două tururi sunt mult mai aproape de realitate. Într-adevăr, atunci când un primar câștigă cu 30-35%, se poate pune un semn de întrebare asupra reprezentativității sale. De altfel, nu trebuie să ne ascundem că PNL-ul ar fi fost avantajat să aibă alegeri în două tururi, pentru că, fiind într-un singur tur, este evident că primarul în funcție, pe lângă notorietatea mai bună pe care o are, poate să se exprime și prin anumite activități, lucruri pe care le-a făcut către populație mai bine. Sunt oameni care pot să vină cu bună credință și chiar dacă lipsa de experiență poate apărea la primul moment un dezavantaj, datorită seriozității și dorinței de implicare, ar putea să fie mai valoroși decât primarii în funcție care au dus barca ușor-ușor din vâsle, neexistând de-a lungul timpului valuri. Problemele dificile apar atunci când sunt investiții mari, apar când sunt vicii care sunt descoperite ulterior. Aceste lucruri trebuie foarte bine urmărite. Știți că și la Roman au existat și există încă destule povești. Eu vreau să vă spun că de-a lungul timpului au existat organe de control care au verificat.
toate contractele din primăria municipiului Roman și licitații și executarea lor. Bun, lucrurile se vor simplifica de aici încolo mult mai bine, pentru că legislația impune până în 2020 să ajungem cu licitațiile în procent de 100% electronic. Deja ele trebuie să depășească 50-60% acum. Acolo apare o competiție deja parte în parte, care pe care, deși aș avea și eu multe puncte aici de subliniat, pentru că acest criteriu a prețului cel mai scăzut nu mi se pare nici cea mai bună, nici cea mai productivă opinie, ba încă este. Eu vă spun ce e momentul de față. Încă există pe prețul cel mai scăzut. Dar sperăm să vină aceste lucruri, pentru că prețul scăzut duce ulterior și la lucrări de o calitate îndoielnică. Iar în momentul în care într-o licitație ți-a ieșit prețul cel mai scăzut, tu trebuie să respecti. Drept pentru care vă spun că Partidul Național Liberal, așa cum spuneam, și-a dorit alegeri în două tururi, chiar dacă o să-mi spuneți că o perioadă înainte a votat, probabil atunci n-a analizat destul de bine. Trebuie să suporți și asemenea lucruri când iei o decizie. Nici nu poți să fii Mafalda și să știi în orice moment, întotdeauna, exact cum ar trebui acționat. Este un exercițiu de democrație. Probabil în urma acestor alegeri se vor trage anumite concluzii. Iar eu cred că pentru un primar care să fie bine reprezentat și să iasă cu fruntea sus în fața concetățenilor pe care îi conduce din punct de vedere edilitar administrativ, ar trebui să ia peste 50% ca lucrurile să stea bine. Dar aceste lucruri, așa cum v-am spus, suportă încă discuții și în alte părți în lume sunt în două tururi, într-un tur. Aceasta este legea acum. Eu știu că acolo unde e lege nu-i tocmeală, au fost diverse solicitări, diverse demersuri care s-au făcut. Suntem în acest punct, mergem pe drumul pe care legiuitorul l-a stabilit și sperăm ca și în aceste condiții să demonstrăm că venim cu oameni valoroși, cu oameni implicați, care să câștige, în primul rând, pentru dezvoltarea comunităților pe care le vor conduce. Dacă îmi permiteți o completare, cred că primarii în funcție PNL, care sunt acum, vor câștiga în primul tur, ca și cum ar fi câștigat în al doilea tur. Cam asta va fi procentul. Vă mulțumim. Mulțumim frumos. Vă urăm o zi bună și vă aștept la ora 17 la Casa de Cultură a Municipiului Roman.